Republica Moldova va primi aproape 25 de milioane de euro de la Banca Mondială pentru procurarea vaccinurilor anti-COVID. Se întâmplă după ce Banca Mondială a aprobat finanțarea adițională, care va susține guvernul de la Chișinău în asigurarea accesibilă și echitabilă a populației cu serurile necesare. Se arată într-un comunicat al instituției. Finanțarea adițională va contribui la achiziționarea vaccinurilor eligibile împotriva COVID-19, cu scopul de a acoperi 30% din populație pe parcursul etapelor 2 și 3 ale imunizării. Totodată va fi oferit suport de ordin tehnic și financiar pentru a vaccina 50% din cetățenii Republicii Moldova. Amintim că acum un an Banca Mondială a aprobat un împrumut pentru țara noastră în valoare de 52,9 milioane de euro pentru a implementa măsuri de urgență în combaterea pandemiei de COVID-19.